Comuna Timișeană Giarmata se află în plină dezvoltare. De la preluarea mandatului de primar, Claudiu Mihălceanu a implementat o serie de proiecte menite să crească calitatea vieții locuitorilor. Un bilanț al activității administrației locale arată investiții în educație, rețelele utilitare, infrastructura rutieră. Proiecte sunt și pentru localitatea Cerneteaz, acolo unde primăria Giarmata a demarat lucrările de introducere a rețelei de canalizare. Bine ați venit la Cerneteaz! După cum vedeți, suntem cu forțe maxime, localitatea noastră Cerneteaz, introducem rețeaua de canalizare pe mai multe străzi din Cerneteaz. Este proiectul pe Anghel Salini, proiectul cel mai mare câștigat de comuna noastră, în valoare de 21 de milioane, și cu finalizarea acestui proiect vom avea canalizarea funcțională în Giarmata și în Cerneteaz. Proiectul a demarat în 2023 și prevede implementarea a 10 km de rețea de canalizare. Șantierul este în grafic, iar dacă ritmul lucrărilor rămâne constant, va fi închis în luna mai. Încurajez, să spun așa, oamenii să aibă încă răbdare cu zonele și spațiile verzi, pentru că ele au de suferit în perioada aceasta, dar vom interveni ulterior pe aceste străzi să arate într-un mod cât mai normal. La finalizarea proiectului, locuitorii întregii comune vor beneficia de sistemul de canalizare.